Ce ai? Așa, între două stări. Ești acolo la Tavia. Ce ai? Jur. Ești tot timpul nu e, bă, lume. Ceva nu e bine acolo la ei, nu știu. Da. Voi doi ați început o cunoaștere, nu, o relație, dar nu mai toxică e. Da. Observi da. Chestia asta da. Că voi vă certați zilnic? Da. Păi și ea începe să plângă, adică... Din diferite da, chestii, nu, din început, diferite motive, puțin, voi doi vă certați la lacrimile. Da, dar în fiecare zi vă certați. Dar curgeau echipii buni, dar nu mai stăm. Acum, dacă o să mă cheme la camera roșie, chiar o să vreau să vorbesc despre chestia asta. Păi, pe bune, voi aveți ceva toxic. Sigur o să ai o cameră. Eu? Da. Cu Alina, sigur. Cu Alina sau cu tine? Dă-mi și mie un exemplu de un moment frumos între voi doi, de când sunteți într-o relație. Sau nu, de când vă cunoașteți. Ce vreți? De un moment frumos? Da. Eu n-am văzut niciunul, numai ceartă și scandal și balamuc și plâns. Numai așa sunt, un ceartă, balamuc, scandal și plâns. Sigur fac și eu un joc. Da, să-l fac. Nu spui tu o întrebare? Face și tu ești tot timpul mașină. Era mai plin de viață la început, serios. Exact. Da. Înseamnă că ceva nu e bine. Așa, făcând un per total, știi, între voi doi. Da. O să aleg pe asta. Ce? Gata, nu ți-i da. Nu, ăla rușu? Ai zis că acolo te uiți. Ok, ăsta îl păstrezi, mai acolo. Îl ții în buzunar. Nu, nu e ok. Ca Emma. Eu nu mă supăr. Celălalt îl arunc la coș. Nu cred că e ok. L-am aruncat, m-am uitat. Bun. Ce vreau să zic? Dar tu ai văzut că Emma se cam dă cu mine așa? Nu, face glume. Face glume, da. Ca, da. Dar cu tine e serioasă. Oare? Cu tine a vorbit mai mult cu Ionuț decât cu tine. Băi, mai mult, e mai serioasă cu mine decât cu Ionuț. Asta e... Nu te deranjează? Da. Nu te deranjează, mă? Nu mă deranjează. Pare că te deranjează totodată. E sigur, mă, e sigur. S-a uitat în sus. Adică nu că m-a deranjat, dar am văzut că pronunțat de două ori numele și am stai așa un pic. Nici bine am început ziua și deja ai pronunțat de două ori numele. Adică nu că m-a deranjat, dar pur și simplu. Pronunță-l pe-a meu de mai multe ori, după care pe-a lui Ionuț. Adică tu să fii în spatele meu, după eu în fața lui. Păi dacă pe tine nu te place? Dar de unde știi tu că nu mă place? Păi dacă nu-l pronunță? Păi dacă nu mă plăcea, nu mai continua cu mine până aici. Păi doi nu văd nimic între voi doi. Nici. Nu ce vezi? Să continui? Păi nici eu nu văd între tine și Cristina nimic. Chiar dacă vă sărutați în fiecare zi, nu mi-arătați nimic. Adică nu văd atracția care trebuie să o simt un bărbat și o femeie. Și eu am părerea mea despre tine și tu asta e părerea ta. Ok, o accept. Și eu accept. Sunteți trimis în camera roșie, trebuie să mergeți prin grădină. Bine. Mulțumim. Mihaela, te eu prima. Da. Mamă, de ce? Hai, Mihaela. Am rămas fără cameră. Ce s-a trecut? Ce s-a, mamă, ce frumoasă ești, modelă. Auzi? Să vină Robert în camera roșie. Acum ar fi ca toate fetele să schimbe pe Robert. Da. Foc, ce gelos aș fi. Bună, Mihaela, ce faci? Bună. Te așteptai să fiu aici. Cred că m-au auzit. Sincer. Ah, am vorbit și... Da, de ce? Da, de ce? Da, putem vorbi de orice. După ce te-am votat să pleci? Da. Cred bine, că poate okay. Ai greșit și te eu ofer mai multe șanse. Cum ești? Am zis că nu ofer numai una, da. Cum ești? Mamă, ce frumos ești aici. Nu știu cum stau, că mi-e foarte scurtă. E super. Fustița. Bine. Cum ești acum? Sunt foarte bine. Da? Mă bucur că am rămas în continuare în această casă. E la fel. E la fel. Am fost în acea situație amândoi. Da, am fost în acea situație. Sper că nu ești supărat pe mine, că nu am avut ocazie să vorbim după gală. Nu. Eu dar nu sunt supărat pe nimeni de acolo. M-am ofticat puțin, așa. Eu parcă uneori simt că unele persoane de acolo nu au făcut alegerea pe care vreau să o facă. Și cred că au fost în continuare influențate. Mi-am dat seama de asta, dar... Pe nu mine sunt, nu m-a influențat nimeni. Jur că am vrut să dau votul altcuiva. Dar tu ai spus că nu simți nimic și eu te-am mai chemat încă o dată să văd, păi, poate cine stai așa puțin, stai puțin. Și tu ai zis că nu simți? Ai fost de dacă eu spun că nu simți, tu spui și tu sau cum? Nu. Eu chiar am zis că ești o femeie frumoasă, dar n-am avut acea vibrație care aș vrea să o am. Da, păi n-am avut de la început, pentru că tu totdeauna ai avut camere cu alte fete, cu mine nu prea interacționat. Da, am început și greșit, am avut și problemele pe care au fost, înțeleg, n-am avut timp să vorbim, n-am avut timp să vorbesc cu nimeni, practic. Uite, tocmai ce explicasem lui Alina, că am intrat cu stângul, am fost un moment nașpa și de câte ori m-am văzut cu voi, în loc să profit momentele să ne cunoaștem, a trebuit să dau explicații. De ce, de ce și cum.
pentru că toată lumea mă considerează total diferit de ceea ce sunt. Dar eu nu te consider diferit. Ba da, ai zis tu în momentul tău că mă simți agresiv. Deci agresiv eu nu sunt. Nu agresiv. Deloc. Ba da. Nu am zis că ești agresiv. Am zis că cu băieții ești puțin mai... Sunt foarte atent așa, pentru da. Că aici am venit să mă îndrăgostesc cu adevărat. Și sunt foarte atent la tot și mă uit la ce faceți în casa voastră. Eu am zis cu băieții, dar te înțeleg, adică și am avut aceleași reacții. Nu înseamnă că sunt așa cu toată lumea. Dar la mine ce nu-ți place? Că nu, tu nu mi-ai zis. Nu te-am cunoscut mai deloc. Nu am zis că nu-mi place nimic. Când am făcut smash o pas... Dar am zis nu, că calitate, nu. Calitate și defect. Da. Am zis că nu am găsit niciun defect la tine. N-am văzut nimic ce să mă deranjeze, absolut nimic. Doar că n-am avut acea vibrație, să zic, wow, te-aș lua și... Da, dar crezi că vreau. Se poate, nu știu, crea totul e posibil, totul e posibil. Dar nu pot să zic că da sau nu. Eu nu am crezut niciodată, dar nu știu. De ce? Știi de ce? Cu fosta mea relație, n-aveam de gând să stau deloc cu ea. Cu timpul, mi-a trezit acel ceva în mine. Nu venea mie să cred. Mie nu mi s-a întâmplat mie asta. Mi s-a întâmplat. Mie și... mi s-a întâmplat și ar fi o provocare pentru mine, nu știu. Mie mi s-a întâmplat. Dar mi-e și frică. Nu știu. Și mie mi-a fost frică, dar uite, tot cu frică m-am dus înainte. Știi? Deci eu, sincer, în momentul de față ai fi singura persoană cu care aș putea să interacționez de aici din casă. Am înțeles. Nu, am cu altcineva, nu vreau să fac cuplu cu orice scop, doar, nu știu, mi-ar plăcea să ne cunoaștem mai mult, dar... Ca pe fizic sau ca și din, caracter, să, pentru că... Să văd și din partea ta, am văzut că tu interacționezi mai mult cu Emma și cu celelalte fete, din partea ta nu am văzut nimic spre mine. Eu nu vreau să insist. Aici trebuie să zici tot ce simți, ce gândești. Indiferent că mi-am dat seama, indiferent că doare pe cineva, pentru că pe oricine doare orice zici. O să ajungi departe, zic eu, pentru că ești naturală. Dar fi mult mai ușor dacă aș cunoaște pe cineva aici. E mult mai ușor să treci peste. Da, dar eu cred că o să fie și atunci săgeți. Te bu. Mă bucur că m-ai chemat, mulțumesc, ești o frumoasă. Mulțumesc mult. Ciao, mai vorbim. Mulțumesc. Este super frumos aici. Da. Da. E o altă ambianță. Te văd mai frumos aici. Mulțumesc. Acolo era puțină lumină de-aia. Da, da, da. Te-am pupat, pa, pa. Te pup. Ciao. Bine, ce fericit acolo. A? E așa romantic locul. Așa unde auzim că tocurile astea. Wow. Unde pot să mă așez? Unde vrei? Așa? Nu știu, acolo parcă e altfel. Nu știu. E fain? Da. Hai, spune. Eu cred că voi să vă sărutați acolo. Mai mult. Ești fericită? A fost bine? Da, a fost bine. Fac, mi-a plăcut. Mamă, dar ce zis? De ce ați discutat? Ce discutat? Despre voi doi? Da. Iară ce vreți să înțelegi? Nu înțelegem ce îi cheamă, ce cu asta, nu-mi place. Ei, lasă-mi, serios, am și multe variante. Ce să zic? Păi? Tu chiar ai? Am. Să trăiți. Cu cine ai fost, mă? Parcă nu știi. Am țipat numele de colo. N-am auzit. Aolo, dar și eu. Cu Alina. Ce faci? Frumoasă trebuia să-i zic, vezi? Cu Alina. Bă, nu e ca și cum o să-ți zică. Eva, hai, du-te! Sper că nu s-a... Mă bucur că a scăpat prima. Te bucur că ai scăpat, de parcă zici că a fost ceva rău. Că văd că a fost bine. Mi-aș dori să vină Andrei. Nu e, mamă. Mă, când te întorci ne spui doar atât, joc sau nu, da? Așteptăm leșinul, Andrei. Să ne dați și o conexiune, vă rog. Să ne dați sărutul, vă rog. Poate jocul este tema de conversație. Aveți grijă. Bună ziua! Bună ziua! Urcă pe unde vrei. Te așteptai? Nu, deloc, deloc nu mă așteptam. Dar cum să mă aștept la așa ceva? Ce faci? Cream că te prinzi de joc.
O să mă prind sau jocul. Poate urmează jocul? Urmează de acum încolo jocul? Posibil. Ok. Ce faci, Andrei? Da, ce să fac? Uite, discutam cu băieții chiar despre asta, să nu fie un joc sau să fie un joc. Dar de ce te duci încolo? Ți-e frică că te mănânc? Nu, eu mă dau mai în față, te dau mai în spate. Hai, dă-te încoace. Hai, vin încoace. Ok, stai așa. Dar ce? Așa. Te-ai gândit la întrebarea aia? Sau nu vrei să mă cunoști mai bine? Păi întrebarea cred că ți-am mai pus-o odată, dar nu cred că ți-am pus-o așa cum trebuia. Probabil că nu mi-am dat seama ce întrebare. Cu cunoașterea noastră și în legătură cu cunoașterea noastră. Dacă simți sau ai simțit sau ești pregătită să continuăm. Da, de asta în continuare te-am chemat în camera ora și de asta în continuare mă cer la cameră să vin la tine. Așa. De asta în continuare vorbesc cu tine, pentru că dacă voiam să întrerup cunoașterea, pur și simplu ziceam, uite Andrei, nu mai vreau să ne cunoaștem pentru că... Vezi în ochii mei că îmi doresc la fel?